În artă contează perspectiva și ce pare abstract e destul de simplu de fapt. Totul se bazează pe tehnica ta, dar până la urmă contează ce-ți place ție mai mult. Deci, care artist se pricepe mai bine? Wow, părem super profesioniste! Pentru ce sunt astea? Ia uite! Trebuie să învârtim roata! Primul e roșu! Trebuie să ținem ochii închiși! E efectiv imposibil! Cred că putem încerca! 1, 2, 3, start! Wow! Încercarea moarte n-are! Cred că așa arată! Oare respect conturul? Simt că o să iasă ceva bun! Mereu încep cu fața! Apoi pot să construiesc în jurul ei! Sper că am ales albastrul! Wow, chiar se chinuie! Ce nu știe nu o poate afecta! De parcă aș putea face asta cu ochii închiși! Arată mult mai bine acum! Cred că iese binișor! Oare cum arată opera lui Annie? Se uită? Încalci regulile! Și tu la fel! Păi, ai dreptate, cred! Ok, hai să o facem cum trebuie! Start! Habar n-am ce fac! Dar văd totul în mintea mea! Și arată binișor, aș zice! Ești gata? Wow! E timpul să le întoarcem! Cool! Uite! Wow! Mă rog! Chiar arată... știi tu! O facem? Trebuie! Cât de rele pot fi? Miroase incredibil! Gustul? Nu prea! Ești bine? Scârboasă! A ta o fi bună? Hai să aflăm! Frate! De fapt, nu era deloc! Vrei și tu? Bine! Mersi! Să vedem! E delicioasă! Nu judeca niciodată o carte după coperta ei! Ce urmează? Vai, chestia e super drăguță! Ah! Ia uite ce instrumente de pictură! Sunt așa de cool! Uite! Am și eu la fel! Stai, trebuie să învârtim! Și e albastru! Care înseamnă fără mâini? N-are nicio logică! Trebuie să o facem! Pensulele sunt pregătite! Fără mâini! Am o idee! O să folosesc toate culorile! E un unicorn până la urmă! Să înceapă magia! O să pară cam strâmb la început! Dar trebuie să avem încredere în metodă! Mi-a obosit maxilarul! Fără mâini? Nicio problemă! Oh, nu asta îmi doream! Culorile zici că sunt noroi! Desenul tău cum e? Eu o să am o abordare diferită! Chestia asta e greu de controlat! Iu, ok, să continuăm! Cine mai are nevoie de sală cu un astfel de antrenament? Iese frumos și îngrijit! Ia uite ce linii! Am reușit! Și rezultatul? Magnific, vezi? E superb! Curcubeu minunat! Clar îl face de râs pe unicornul meu! Cu siguranță am câștigat runda asta! Ah! Hei, Annie, uite! Wow! Cât de adorabil e cu cleștișorii lui! Cu ce avem de-a face aici? Nu înțeleg! Mă depășește! Și acum? Ha? Suntem cronometrate? Atunci ar trebui să ne apucăm! Crabii sunt roșii de obicei, nu? Am o idee grozavă! O să fie așa de tare!
N-am mai desenat un crab până acum. Nu prea mai am timp. Cum te-a ajuns Annie atât de departe? Eu nici nu am turnat vopseaua încă. Stai puțin. Știi ce să fac? Trebuie doar să fiu subtilă. Ha! Ce-am făcut-o? Ești nebună? Accident! A ieșit grozav! Nu, nu, nu! Am înrăutățit treaba! Vai, vai, ce păcat! Nu-i problema mea! O să plătești pentru asta! De fapt, pot să folosesc asta în avantajul meu! Ta-da! Nu trebuie să ții supărarea! Răspunsul e chiar în fața mea! Degetele pot fi cele mai bune pensule! Oh, nu! Aproape că s-a terminat timpul! Mie-mi convine! Ești gata pentru marea dezvăluire? Stai! De ce al tău e atât de reușit? Ai făcut totul atât de rapid! Totul stă în puterea degetelor, vezi? Hei! Îmi pare rău, ok? Nu sunt supărată! Aș fi vrut să am o carapace! Piatră farfecă hârtie! Uite! E un popit! Și șmecheria? Nu prea știu ce înseamnă simbolul. Sau, cred că ne facem una alteia pictura. Și instrumentele noastre? Stai! Uite-le! Mișto, nu? Da, să zicem. Dar eu n-am sucitor. Nu mi se pare prea corect. Iar suntem cronometrate, a? Hai să trecem la treabă, nu? O să încep prin a picta pe ăsta. Punctele astea durează ceva. Ce trist, dar măcar l-am pe ăsta. Seamănă cu niște puncte. Nu-i așa rău până la urmă. Cool! Al tău cum arată? Ia uite șmecheria asta! Acum trebuie! E timpul să facem schimb! Ne descurcăm cu ce putem! Ava, dă-mi foaia! Nici măcar n-ai pictat nimic! Normal! Și nasul poate să picteze corect! E ca un apăsat invers! Și punctele sunt perfecte! Wow! Iese grozav! Cine ar fi știut că nasul e atât de versatil? Nu-i așa că e superbă chestia asta? Vai, ce interesantă e! Nu seamănă cu pictura mea? N-am și eu deloc noroc! Hei, următoarea noastră muză! Ce frumoase sunt! Haide! Dar n-am învârtit roata. Verde, asta înseamnă? Ce? Că desenez cu mâna care nu este dominantă. Păi, pot să fac lejer treaba asta. Pregătește-te pentru niște magie de stângace. Ok, să fii blândă. Nu o să doară deloc. Arată ca niște petale adevărate, vezi? Contează unghiul pensulei. Chiar dacă îți folosești mâna opusă. Deci? Îl ador! E ca un tatuaj superb! Dar se întâmplă ceva! Oh, wow! Florile mele preferate! Wow! E rândul meu acum! Sunt pregătită! Faza asta cu mâna stângă e cam complicată. Ok, cred că e ferm acum. Sau poate că nu. Gata! Vai! Annie! Ups! Mi-a scăpat mâna de sub control! Îmi pare rău! Îmi accept scuzele? Mersi, draga mea! Măcar ne asortăm! A
Ai vrea să participi la un concurs de desen cu prietenii tăi? Încercați și voi această provocare! Dar să folosiți vopsea care se duce la spălat! Situația poate să o ia razna! Ai văzut deja clipul? Abonează-te la canalul nostru ca să nu ratezi niciodată distracția!